pe ușa. Banda albastră. Scrișoara trăiță. Cu prima oprire care vrem să facem la adăpostul la Bucurcului. Vom merge în principiu doar pe Muchie. Da, trei poeți pe acest pasel. Domnul Sașa Chim, Coaje Cristi, Bețivu Doru. Demonstrați. Proză. Noi suntem poeți, domnule. Un prim luminiș în viața plină de răstriști. Cam singurul pe ziua de azi. Bine, o să mai fie puiana în cețel. După ce Yetin a fost descoperit în Siberia, Alaska, Canada, whatever, a venit și a făcut o scobitoare în Parcul Național Cozia. Cu inima înghețată, da, dar cu freza în vânt. După ultima coborâre, Doru ne dă avânt spre refugiul necunoscut. Poetul Chim, prezent la datorie. Spre refugiul porcului, avansăm, hai hui! Datorită dioptrilor de 7 plus, Doru a văzut. Romax. Acum vom vedea dacă bețiile de iarnă se vor desfășura de acum încolo, anual aici, dacă instaurăm tradiție. Drum de mașină avem, zăpadă aici, iarna. În toată splendoarea. Refugiul lacul porcului. Și aici, în principiu, fi fost vreun lac, hă? De zice lacul porcului. Să lupte și să răbdară vreunul, da? Ultima probă din triatlon în ochiul prin fuză. Am reușit să localizăm. Opa! Refugiul porcului, ce mai e din el, că pare cam dezolat. Ce ești, Doru? Ce? Nu poți? Da. Păi? Te blocat pe ușa? S-a lăsat, da? S-a lăsat.
mulțumim Cristine pentru această masă. Și lui Sașa. N-am auzit decât doi mulțumim. Tot eu. Ne întâlnim mai jos sau ne întoarcem.